Pregătiri întoi pentru festivitățile care vor avea loc vineri 1 decembrie pe Calea Eroilor din Buzău de Ziua Națională a României. Aproximativ 450 de militari vor participa la parada militară, în care vor fi prezentate și mijloace tehnice din dotarea armatei, poliției, jandarmeriei, pompierilor, dar și a Serviciului Român de Informații. În această dimineață, în prezența locțiitorului comandantului Diviziei 2 Infanterie, generalul de brigadă Ilie Marian Dragomir, a avut loc ultima repetiție generală înainte de festivitatea de vineri. Total, aproximativ 70 de mijloace tehnice de luptă pe roți sau șenile, dar și avioane și elicoptere vor putea fi admirate de către buzoieni. Nu vor lipsi transportoarele blindate, lansatoarele de rachete sau sistemele antiaeriene. Tot la Buzău, pe 1 decembrie, poate fi văzut sistemul HIMARS, lansator de rachete dirijate fabricat în Statele Unite, care poate lovi ținte chiar și la 300 de kilometri distanță. De aproximativ 3 ani, sistemul se află și în dotarea armatei române. Vineri 1 decembrie, de Ziua Națională a României, vor fi impuse mai multe restricții de circulație în zona în care se vor desfășura activitățile programate pentru acest eveniment. Astfel, între orele 9 și 13, traficul auto va fi restricționat pe Calea Eroilor, între rondul de la Kaufland și intersecția cu Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu. Ceremonia de 1 decembrie este organizată de Garnizoana Buzău în colaborare cu instituția prefectului, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Buzău.